Ședință importantă astăzi a Consiliului Județean Mehedinți. Au fost aleși vicepreședinții Forului de Conducere Județean în persoana lui Ionică Negru din partea Partidului Social Democrat și a Ramonei Cupă din partea Partidului Mișcarea Populară. Le urăm succes celor doi și le dorim să aibă un mandat plin de reușite administrative în favoarea mehedințenilor. Punctul 3 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre numărul 12 din 19.03.2021 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mehedinți. În cadrul ședinței de azi, Partidul Social Democrat a arătat faptul că are o majoritate solidă în cadrul Consiliului Județean, candidatul propus de Social Democrați, Ionică Negru, obținând un număr de 20 de voturi. Acesta a dovedit în mandatul precedent faptul că este un bun profesionist, un apropiat al administrațiilor publice locale și un om care și-a dat interesul pentru a îmbunătăți nivelul de trai al mehedințenilor. Aș vrea să mulțumesc în primul rând domnului președinte Aladin Georgescu, care pentru a treia oară mi-a acordat încrederea și a considerat că sunt un partener loial și fidel. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei din Organizația Județeană a Partidului Social Democrat Mehedinți, care au fost de acord cu propunerea domnului președinte Aladin Georgescu, colegilor mei consilieri care astăzi și-au exprimat părerea despre propunerea Partidului Social Democrat în Organizația Mehedinți. Aș vrea să-i asigur pe toți cei care ne cunosc și mă cunosc personal că îmi doresc așa de mult ca viitorul mandat să fie cel puțin la fel de bun ca cel care a trecut, având în vedere că avem o echipă imbatabilă la Consiliul Județean Mehedinți. Ramona Cupă este persoana care poate aduce plus valoare administrației publice din județul nostru, venind cu un suflu nou și cu proiecte concrete pentru a se continua dezvoltarea județului Mehedinți. Este o mare onoare pentru un om nou în politică, așa cum sunt eu, și pentru Partidul Mișcarea Populară, partid din partea căruia am fost aleasă consilier județean, să reprezint dreapta în conducerea Consiliului Județean Mehedinți. Primesc această onoare cu mare responsabilitate și cu multă recunoștință. Votul colegilor mei de astăzi vine în completarea votului de încredere al mehedințenilor, în numele cărora voi reprezenta un echilibru între politică și administrație. Candidatul PNL a reușit să obțină doar un număr de 13 voturi. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a transmis de asemenea un mesaj de susținere și sprijin celor doi vicepreședinți aleși astăzi, asigurându-i de toate bunele sale intenții pentru a continua împreună să conducă județul Mehedinți pe drumul cel bun. Mulțumesc tuturor colegilor pentru votul exprimat. Îi felicit pe cei doi colegi vicepreședinți. Sper să putem să colaborăm foarte bine și am certitudinea că vom colabora foarte bine în acest mandat în interesul locuitorilor județului Mehedinți.